tuturor, bine ați revenit la mine pe canal, eu sunt Mădălina, iar astăzi o să facem un tutorial pentru păr. Vă promiteam eu tutorialul ăsta de ceva timp, cam de vreo lună, două încoace și v-am zis că o să vi-l fac atunci când părul meu o să fie pus la punct, nu o să mai am rădăcinile crescute și nevopsite cum s-a întâmplat până acum. Astăzi o să avem un tutorial de bucle din acelea mici afro, știu că nu e sezonul pentru ele și că cel mai probabil se poartă vara. Eu nu folosesc deloc căldură pe părul meu. Ce înseamnă căldură nu înseamnă feon, pentru că feon mă usuc la o temperatură foarte mică, ci înseamnă placă sau ondulator. Așadar, nu voi face buclele despre care vă zic cu placa, ci mi le voi face în alt mod, mai tradițional, cam cu moațe, cum ni le făcea bunica noastră atunci când eram mici. Țin să menționez înainte de a începe tutorialul acesta că poate că metoda asta nu se va potrivi pentru fiecare persoană, pentru că fiecare păr este diferit. Unele persoane au părul un pic mai pisicos sau unele persoane au părul tare, cum îl am eu, și sârmos, și atunci rezistă și la decolorat și la procesare chimică, rezistă chiar și la procesare termică, însă aș pierde din lungime dacă aș băga placa în el, ceea ce eu nu vreau. Cel mai probabil, dacă aveți un fir de păr pisicos și dacă știți că aveți un fir de păr care nu stă nici măcar atunci când îl faceți cu ondulatorul, cel mai probabil nu o să vă stea nici prin metoda asta. Nu știu și nici nu vreau să vă zic ce produse de păr să folosiți înainte ca să fixați șuvițele astea, pentru că ținând cont că eu am firul de păr gros și tare și stă cum îl pun, așa stă. Dacă acum mi-l fac așa și țin jumătate de oră, el o să prindă formă după cum l-am ținut. De asta trebuie să luați în considerare lucrul ăsta și să aveți în vedere faptul că poate nu va funcționa pentru toată lumea. Asta vă zic de la început, ca să nu vă apucați să stați două ore să vă puneți părul pe moațe și să nu aveți niciun rezultat apoi. De menționat, înainte de a începe, este că eu întotdeauna îmi fac genul acesta de coafură pe părul proaspăt spălat. Asta pentru că părul proaspăt spălat este mult mai ușor de manevrat și stă mult mai ușor după cum îl pun eu, fără să folosesc fixativ, fără să folosesc nimic. Veți avea nevoie pentru tutorialul ăsta și pentru a face părul afro, în primul rând, de paie. Eu am paie din astea de la Jumbo, nu sunt nici prea subțiri, nici prea groase, sunt cam așa. Veți mai avea nevoie de niște elastice, sunt niște elastice din astea mici, tot la Jumbo le găsiți, tot de la Jumbo le-am luat. Veți mai avea nevoie de un pieptene de tapat sau din acestea care are coada super subțire aici, ca să puteți să separați șuvițele de păr cam așa, le separați imediat. Apă, asta pentru că mie mi s-a uscat părul în totalitate, de obicei fac pe părul aproape uscat, dar încă să mai aibă zone așa să se simtă umed, pentru că mi se pare că se formează buclele mai repede dacă e un pic umed. O oglindă în mod evident, ca să vedem și ce facem. În primul rând vă voi arăta cum încep, pentru că o să-mi fac câteva șuvițe pe cameră cu voi și apoi o să mi le fac în afara camerei și noi o să ne mai auzim mâine dimineață, pentru că o să și dorm cu ele. Ideal ar fi să începeți de jos, adică să vă porționați părul cam așa. Luați calotea asta superioară, după cum ziceam, și o răsuciți așa în vârful capului, o prindeți aici. Însă eu nu o să încep așa asta, pentru că în primul rând vreau să vă arăt vouă cum se face și atunci voi vedeți mult mai bine în față. Însă ideea ar fi să începeți de jos, pentru că paiele acestea vor tot atârna și dacă începeți de sus vă cam încurcă. În primul și în primul rând o să ud un pic părul, foarte, foarte puțin, cât să fie un pic umed, nu foarte ud. L-am umezit un pic, el oricum se mai usucă între timp. După care o să iau prima șuviță și prima șuviță cred că o să fie asta. Iau un pai, îl pun așa aici, îl voi ține de aici, din partea asta. Țin șuvița asta în loc și încep să răsucesc. Cam așa. Răsucesc de-a lungul paiului și strâng șuvița. Nu las totul părul destrăbălat așa pe tot paiul. Răsucesc, răsucesc. Răsucesc până termin șuvița și strâng din nou. După care voi îndoi aici capătul acesta al paiului, îl voi îndoi cam așa, voi lua un elastic, nu știu dacă îl vedeți voi, că e cam transparent, și voi încerca să prind paiul aici, la bază. Îndoi și paiul acesta, răsucesc și voi lua încă un elastic și voi prinde aici sus.
Așa trebuie să arate la final. Vedeți că tot părul e răsucit aici pe pai. Nu se desface paiul pentru că e prins atât sus cât și jos cu elastice din astea subțiri. Trecem la următoarea șuviță. Voi face de data asta o șuviță mai din față ca să vedeți mai bine. Împart părul. Cam așa. Cred că șuvița asta îmi convine. O ud un pic. Iau un pai, îl pun aici, îl țin din partea asta și încep să răsucesc șuvița. Cam așa. Perfect. Când răsuciți șuvița, o să vedeți că dacă o răsuciți exact cum o răsucesc și eu, nu știu dacă se vede acolo pe cameră, că nici nu mă mai uit, o să vedeți că se va răsuci și părul în sine și veți avea așa niște spirale din astea foarte, foarte frumoase. Sper că se vede pe cameră. Îndoi capătul ăsta de pai de aici. Prind cu un elastic. Elasticele astea mici de la Jumbo le găsiți în zona cu accesorii de păr și sunt foarte, foarte folositoare. Și aici, la bază, mai răsucesc un pic până ajung la rădăcina părului, după care răsucesc așa, cam așa paiul, după care îndoi paiul și prind cu încă un elastic. Nu arată el cine știe ce acum, nu arată frumos, normal, dar vă garantez că ies niște bucle minunate. Mai fac o șuviță pe cameră, după care o să trec să le fac în afara camerei, pentru că o să-mi iau eternitate dacă și filmez. Voi repeta procesul pe care l-ați văzut anterior, adică pun paiul aici și încep să răsucesc părul pe pai. Se răsucește foarte, foarte ușor, nu e nimic greu de făcut, deci nu vă faceți griji. Chiar e foarte ușor de făcut, numai că îți ia timp să faci, cel puțin mie, la lungimea părului meu, îmi ia timp, mai ales că trebuie șuvițe cât de cât subțiri, ca părul să iasă frumos. Îndoi paiul aici, la bază, prind cu un elastic. După care, aici, la baza asta de sus, voi răsuci până la rădăcină, apoi răsucesc așa de două ori, îndoi paiul ăsta și iau un elastic și prind totul. Dacă sunt paiele prea lungi, puteți să mai tăiați din ele. Acum depinde și de dimensiunea părului vostru. La mine sunt paiele destul de lungi aici pentru vârful capului, dar veți vedea că pe măsură ce merg înspre spate, unde părul este mai lung, paiele nu mai sunt deloc lungi. Cam așa arată cele două șuvițe pe care vi le-am exemplificat. Veți vedea oricum că o să revin la voi când o să am tot capul făcut și veți vedea cum arată la final. Uite-o și pe prima aici. Am revenit. Mi-a luat 2 ore să fac toată nebunia asta care e la mine în cap și cred că am făcut în jur de 40-50 de codițe, nici nu le-am numărat, dar nu cred că am depășit 50 de codițe. Voi sta cu aceste codițe până mâine dimineață, adică voi dormi cu ele peste noapte. Voi încerca să-mi pun așa un prosop în cap ca să nu mă deranjeze, deși nu cred că mă deranjează. Paiele astea sunt flexibile și în general nu ai nicio problemă. Nu sunt ca bigudiurile acelea de pe vremea bunicii mele, care erau destul de dure și atunci nu aveai ce să le faci. Mâine dimineață le voi desface și vă voi arăta tot procesul ăsta. Acum mă bag și eu la somn, mă duc să dorm și ne vedem mâine dimineață, asta însemnând imediat pentru voi. Bună dimi, bine v-am regăsit! Eu m-am trezit de ceva timp, după cum vedeți că m-am și machiat. Astăzi desfac paiele astea, am dormit cu ele. A fost un pic inconfortabil, însă n-a fost cel mai inconfortabil somn pe care l-am avut vreodată. Nu pot să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Nu e nici cel mai confortabil totuși. Trebuie să aveți în minte chestia asta atunci când vi le faceți. O să vedeți că mi s-au desfăcut unele în timpul somnului. De exemplu, șuvița asta s-a desfăcut de aici. Astea se vede că sunt un pic desfăcute. Acum vreau să desfac paiele și o să dureze un pic, dar o să dau eu pe fast forward. După care o să vă arăt cum arată părul la final și cum îl aranjez eu. Pisicile deja au început să se joace cu paiele astea de jos. Nu vi le care pe toate de aici. Acum mi-am dat seama că m-am uitat în oglindă, că am uitat să mă dau cu gloss. Dar mă dau imediat după ce termin. Pam, pam, m-am dat și cu gloss și cam așa arată părul meu acum. Este foarte, foarte
bouncy, bouncy, bouncy. Și foarte lejer, vedeți, pentru că nu am folosit nici măcar un pic de spumă sau fixativ sau orice de genul ăsta. Nici nu o să folosesc. Cred că n-a fost o idee bună să mă dau gloss acum în timp ce fac tutorial de păr, pentru că o să mi se lipească tot părul de buze. Iau fiecare șuviță din astea și o să încerc să o despart. Cam în vreo 3 șuvițe sau câte vreți voi, dacă voi vreți mai multe, mai multe, dar o să dureze o eternitate. Și nu o să las părul ăsta așa desfăcut, ci o să îl învârt așa un pic în jurul mâinii ca să prindă înapoi formă de șuviță, să nu fie ca un, uite, cam așa, să nu fie păr împrăștiat peste tot, ci să fie așa conturat sub forma unei șuvițe. Am desfăcut câteva și deja părul arată mult, mult mai plin. La final va arăta extrem, extrem de plin. Jumătatea asta e desfăcută și vedeți cât de plin arată tot capul și cât de mult păr zici că am în cap și cât de scurt totuși, pentru că știți cât de lung îl am eu, așadar cred că trebuie să aveți părul lunguț pentru genul acesta de coafură. Și cam așa de plină este partea asta. Nu am desfăcut toate șuvițele cum trebuie, dar încă mai desfac la ele și trebuie să încep și la jumătatea asta de cap. Pentru fetele care au părul creț așa, sunteți niște eroine. Eu nu o să mai bag pieptănul sau orice în păr până la următoarea baie, pentru că nu o să am cum. Și oricum, ce nu-mi place la coafura asta este că în momentul în care fac baie, părul mi-e extrem de încurcat și atunci stau mult să-mi descurc părul și stau mult cu mască în el. Cam așa arată părul meu, e super, super umflat din toate părțile, în toate direcțiile. Cred că încă am mai ratat șuvițe pe aici, pe la spate. Mie îmi place mult de tot coafura asta, îl puteți ține cam așa și pe mijloc sau îl puteți da absolut în orice parte vreți și pe o parte. Efectiv, coafura asta merge cu absolut orice. Mă refer că puteți face în părul ăsta crez tot ce vreți. Ce mai puteți face este să luați așa părul de sus, îl prindeți într-un moț aici, trag de el, părul se duce înapoi. Adică se vede că nu are niciun pic de produs pus în el, produs de fixare mă refer, și atunci el e foarte, foarte natural, se mișcă după cum te miști și tu. Mie îmi place de mor și e așa nebună coafura asta. Arăt ca și cum aș avea un păr din vată de zahăr. E o coafură în mod special pentru vară, cel puțin așa e și gândită și concepută, pentru că vara ai coafurile astea nebune și cu o perche de pantalon scurt și o îmbrăcăminte un pic mai minimală, nu cu toate paltoanele pe noi și cu părul ăsta înfoiat în cap. Nu cred că arată chiar atât de bine. Dar cum tot mi-aș cerut tutorialul ăsta de ceva timp, am zis hai să-l fac și să vi-l arăt astăzi. Tot aveți nevoie doar de paie și de răbdare și de un păr care să permită să stea în acest fel. Eu nu o să dau părul meu cu nimic, nu o să dau cu fixativ, nu o să dau cu nimic și veți vedea, că probabil veți vedea pe Instagram, că părul va sta așa vreo 4-5 zile până când îl spăl, se va mai lăsa într-adevăr un picuț, dar se va lăsa frumos, adică nu o să se vadă în niciun caz urât. Asta pentru că sunt norocoasă, zic eu, și am un păr care stă în orice poziție îl pun, vorba aia. Dacă aveți un păr pisicos, vă zic încă o dată că e bine de știut, că s-ar putea să nu vă stea părul așa și s-ar putea să se lase repede și să fi petrecut atâtea ore punându-vă paiele alea în cap ca să nu vă aveți niciun rezultat la final. Părul meu, vedeți, n-are nicio treabă, trag de el, se duce înapoi. Sper să vă placă, sper să vă fi fost de ajutor tutorialul ăsta și dacă vă faceți la vară genul ăsta de păr, să îmi arătați și mie. Eu cu siguranță o să mi-l mai fac la vară încă o dată. Acum nu prea am unde să mă duc cu el, dar dacă ați vrut tutorial, atunci tutorial să fie. De fiecare dată când îl, nu știu, decide să vă faceți o cărare într-o parte sau pe mijloc sau cum vreți voi, ar fi bine să și verificați cum sunt șuvițele astea de aici, poate să le mai desfaceți ca să nu arate urât, să nu arate șuvițe din acelea nedesfăcute. Eu văd că mi le-am desfăcut ok pe toate părțile, uite, asta de aici arată cam nedesfăcută, dar în momentul în care îmi fac cărare pe partea aceea, o să o mai desfac. Tot ceea ce voi face acum, pentru că am desfăcut aproape toate șuvițele, va fi să iau uleiul ăsta de păr de la Vela, Lux Oil. Puteți să folosiți și un ulei de cocos. Îmi pun 3 pompițe în mână.
o să trebuiască să pun mai multe până la urmă, îmi ung mâinile cu ulei și o să bag mâinile așa în păr și încerc să-l fac să arate cât mai sănătos, cât mai strălucitor, pentru că părul creț nu e suficient de strălucitor, nu e ca cel drept și e de înțeles săracul. Numai el știe cum se simte acum. Gata, asta a fost tutorialul de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc că v-ați uitat și sper că să vă fi ajutat video-ul ăsta în vreun fel. Dacă nu știați cum să vă faceți părul așa, acum știți și noi ne revedem sâmbătă cu un alt video. V-am pupat, ne revedem sâmbătă. Pa!